Bună ziua! Ne aflăm la centrul de vaccinare anti-COVID-19 din cadrul Redal Expo Sibiu. Suntem în a doua zi din cea de-a doua etapă de vaccinare împotriva coronavirusului. În decursul primei zile de vaccinare au fost imunizate 120 de persoane, conform programărilor. Astăzi, până la ora actuală, au fost imunizate 54 de persoane. Până în prezent, nu au fost raportate reacții adverse. În minutele ce urmează, doctorul coordonator al centrului de vaccinare din cadrul Redal Expo Sibiu, doamna dr. Cristina Chelcea, ne va explica cum se desfășoară procesul de vaccinare și care sunt pașii de urmat. Începem cu partea de registratură, unde pacientul este informat legat de program, de scanarea buletinului, de tot. Se verifică dacă are programare, pe care este rugat să-și pună niște pantofiori de protecție. Urmează să fie invitat, din păcate, în centru de vaccinare. Partea de registratură și triaja pacienților ar fi trebuit să fie în această zonă, dar având în vedere că funcționăm doar la o capacitate mică, am preferat să grupăm toate procedurile cât mai aproape și să putem să colaborăm cât mai bine, având și personal puțin automat, dacă centrele nu funcționează în totalitate. Pacienții dispun de toalete absolut dotate cu absolut tot ce este nevoie. Încă un rând de cabine nefolosite momentan și sperăm cât de curând să putem să dăm drumul la o capacitate mai mare de vaccinare. După cum vă spuneam, partea de triaj este mutată aici. Triajul este făcut de către un medic. Îndrumă pacienții, ajută în completarea chestionarelor, le recomandă sau nu le recomandă vaccinul. Aici avem frigiderul în care este stocat vaccinul cu măsurarea temperaturii permanent. Îl putem deschide puțin pentru puțin timp, cutiile de vaccin cu doze. De aici se ia doar câte o doză pentru fiecare cabină, se dă mai departe pentru a fi prelucrată. La cabine avem două asistente. O asistentă se ocupă de diluție, cealaltă se ocupă de partea practică de injectare. Deci nu mutăm personalul, nu începem să ne plimbăm prin cabine. Fiecare are locul lui de muncă și știe bine ce are de făcut. Aici o să mai completăm în funcție de, ca și spații de igienizare, în funcție de cum dăm drumul la toate. Cabinele de vaccinare sunt momentan dotate cu, să spun, cu absolut tot ce este necesar. Poate avem unele lipsuri care se remediază pe parcurs, dar în special absolut tot la ora actuală avem. Așa. Până acum pacienții au fost super încântați și de relaxarea spațiului și tot, la fel și aici, cele două cabine. Spațiul de așteptare, unde pacientul își petrece cele 15 minute în care este supravegheat întotdeauna de un medic. Putem spune că la momentul actual avem și o echipă de la SMURT, o echipă de paramedici, pentru a prinde încredere și având în vedere că centrul este făcut în afara unei unități sanitare, am spus că un pic de suport am avea nevoie și au fost foarte deschiși. Am primit acest suport din partea dânșilor pentru o zi, două, așa. În față avem centrul de logistica, să spun așa. Dacă cumva, de exemplu, ieri am avut probleme, a căzut sistemul, atunci noi putem căuta pacienții sub o altă formă. Intrăm în toate, în program, introducem datele manual. Noi avem o confirmare a programării. Și atunci îl căutăm și trebuie să reintroducem datele. De aceea avem nevoie de oameni. Aici se eliberează adeverințele, cum că au fost vaccinați. Dacă un pacient prezintă niște simptome mai grave sau o stare de rău sau așa, avem două boxe de prim ajutor, unde pacientul... Sunt aici, băieții? Da. Te-mi intră? Unde pacienții... Or să fie tratați separat pentru a nu produce panică, dar și pentru
pentru liniștea lui. În momentul în care îl iei dintr-un colectiv, eu zic că primul lucru aduce liniște și după aceea mai avem o box aici. Așa, circuitul ați văzut că este foarte clar. Se intră pe o parte, se iese pe alta. Însoțitorii sunt rugați să se mute, pentru că avem foarte mulți vârstnici și atunci să nici nu schimbăm regula, dar nici să nu creăm un haos. Vă reamintim că în cea de-a doua etapă de vaccinare împotriva COVID-19 sunt eligibile persoanele cu vârsta de peste 65 de ani, cele cu boli cronice sau persoanele care desfășoară activități în cadrul domeniilor cheie. Pentru a fi la curent cu cele mai noi informații și știri locale din Sibiu, urmăriți Ora de Sibiu.